Salutare și bine te-am regăsit la un alt video din seria celor 365 de videouri pe care urmează să le fac în decursul unui singur an, adică câte un video în fiecare zi. De data aceasta vreau să vorbesc despre dorințe și obiective. Mai exact, vreau să fac diferența între dorințe și obiective ca să poți să înțelegi și să poți să acționezi, să faci ceva în acest sens, fiindcă există o diferență uriașă între dorințe și obiective. În primul rând am să încep cu dorințele. Dorințe sunt acele dorințe pe care le are orice om în momentul în care își dorește ceva emoțional. Da? Poți să pleci și să te gândești din copilărie. Când erai mic, îți doreai să fii pompier, polițist, doctor și așa mai departe. Ia uitați cu cine ne-am întâlnit aici. Bună seara! Cu Alina, scumpa mea soție. Să revenim. Vorbeam de dorințe. Deci dorințele sunt ceva emoțional. În general, noi oamenii ne dorim foarte multe lucruri. În momentul în care vedem ceva, vedem o mașină frumoasă, putem să spunem, se creează o dorință. Cândva o să am și eu o mașină de genul acesta. Sau ne dorim un apartament mai mare, sau ne dorim o casă mai mare. Acestea sunt doar dorințe. Ne dorim ceva, este ceva emoțional. Vedem ceva, ne place și ne dorim acest lucru, acel lucru, da? Acestea sunt dorințele. Obiectivele sunt tot dorințe, însă au și un plan. Mai exact, obiectivele sunt acele dorințe pe care le ai plus un plan. Să-ți dau un exemplu. Să ne imaginăm că ai o dorință să-ți iei un apartament cu 3 camere, da? În acel moment, dacă nu-i faci un plan și spui vreau un apartament cu 3 camere la anul pe vremea aceasta și o să fac rost de bani din aceste proiecte pe care le am, din salariu, din credit și așa mai departe, fiecare știe unde își procură banii, în momentul în care îți faci un plan, acela este un obiectiv că tu la anul pe vremea aceasta o să ai un apartament cu 3 camere. Și exemplele continuă în permanență, da? Deci, un obiectiv este o dorință plus un plan și o dată precisă când se va întâmpla. Acela este un obiectiv. Hai să mergem, inimioară frumoasă. Da? În cazul în care v-a plăcut acest video și vreți să îl împărtășiți și altora, vă recomand să îl împărtășiți ca să știe și ei care este diferența între dorințe și obiective și să poată să pune focus corect pe obiective. Da? Share acest video, da, și abonează-te în cazul în care nu ești abonat. Te salut și ne vedem în video de mâine. Pa, pa!